7 aprilie este Ziua Mondială a Sănătății, un domeniu care luptă de peste un an cu pandemia de coronavirus. Toți eroii din sistem sărbătoresc această zi prin muncă. Îi tratează pe pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2, iar mesajul campaniei este unul cât se poate de clar: să luptăm împreună pentru a scăpa de acest virus periculos. Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, respectiv 7 aprilie, Ministerul Sănătății lansează o campanie de informare, educare, comunicare sub sloganul Împreună pentru o lume mai echitabilă și mai sănătoasă. În 2020, Ziua Mondială a Sănătății a sărbătorit munca asistentelor medicale și a moașelor și s-a reamintit cu acest prilej liderilor mondiali rolul critic pe care acestea îl au în menținerea unei lumi sănătoase. În contextul actual, în plină pandemie de COVID-19, cadrele medicale se află în prima linie, oferind îngrijiri și tratament celor infectați cu SARS-CoV-2. Campania este coordonată de Ministerul Sănătății prin intermediul Institutului Național de Sănătate Publică București, iar la nivel județean, coordonarea este asigurată de compartimentul de evaluare și promovare a sănătății din cadrul Direcției de Sănătate Publică OLT. În prezent, situația este disperată în aproape toate spitalele. Puține unități medicale mai au câteva locuri în sectoarele COVID, în timp ce secțiile ATI gem de pacienți în stare gravă. Iată mesajul managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina și al câtorva medici în contextul situației actuale privind numărul mare de pacienți confirmați. Eu fac o recomandare ca fiecare, când are ceva de spus, poate să-l exprime public, are libertate de exprimare, dar să respecte igiena impusă în această perioadă prin purtarea măștii, prin igiena mâinilor și așa mai departe, toate normele care trebuiesc respectate și puse în aplicare de fiecare dintre noi și să avem responsabilitatea fiecare asupra acțiunilor noastre. Sunt destul de multe cazuri în care pacienții vin cu o stare de sănătate destul de gravă, medie spre gravă, aș putea să spun. Credeți-mă că îmi vine să plâng și sunt convins că toți concetățenii mei nu își dau seama de gravitatea situației care se află în spitale. Spitalele sunt pline, spitalele mugesc. Uitați-vă numărul de 4 din ATI care crește alarmant, ajungem probabil la o suprasaturare în maxim 2-3 săptămâni de 4 de ATI. Riscăm să ne infectăm și mai mult și atunci vor ajunge la noi când este prea târziu, când nu le mai putem oferi un pat unde să beneficieze de oxigenoterapie, când este târziu pentru ei.